Au venit băieții mei la unul cu o reacție. Până la cei mai buni jucători din România, din zona asta. Dacă vă place, dați un like, un share, un subscribe și apăsați pe clopoțel activat de să vedeți de câte ori postez. Să vedem. Mama, ăla a fost bun. Drăghiș. Octavian Popescu din imagine. Mamă. Păi, după părerea mea, a să ajungă un jucător foarte de top, Octavian Popescu, are dribble, are... Încă nu-i bine, nu stăpânește așa de bine, dar o să fie top, să ajungă la mare echipă, la echipe mari, dacă o să ție de treabă. Ce dribble aici. Pa, s-a băgat pe sub. Nu a putut să-l ții. Bă, o da. Pa, pe ăsta l-a propus în cur. Ce se mai zici cu asta? Pas frumos. Frumos trece. Pa, pa. Visează. Problema lui că are frica asta de ei la poartă. Nu cam le dă de și când le dă, le dă. Belisima. Ia, uite ce culoare. Nu, uite, dribblul frumos. Da. Și Alexandru. Are dribblul la el, bă, ce gol. Da, driblează foarte mult. Nu-i frică de dribblurile alea. Nu-i un jucător să rămâie singur. Un jucător de ăsta ne trebuie nouă la Steaua. Rupe stil. Pasator frumos. Ua, ce golat. Bine, bravo. Trece frumos. Bă, chiar pe un jucător foarte talentat. Pasă frumos. Ia nisagi. Da. Nici câte am auzit, îl vrea Sevilla. Și nu știu ce echipă mai vrea, dar... Păi, e un jucător destul de talentat, Ia nisagi. Mamă, gol. Să vedem dacă poate să iei urmele lui Gica Hagi, lui tata lui, dar driblează foarte fenomenal. Nici nu mai stă la discuții. Frumos, a fost văzut de acolo. Citează și este gol. Foarte bine. Băi, un jucător de echipă asta îmi place la el. Mihaela. Are viteza aia, o rupe Mihaela. Mamă, ce scârțea era. Mihaela era... Culația a fost. Și mi... E belea jucătorul ăsta. Frumos. Gol, Mihail. Nu, da, Mihail. L-a fost la Craiova. Penalti. Cicletă, pac. Scus penalti. I-a dat macaroanele deja. L-a umilit deja. Pac. Bă, dar ce viteză are. Radu Drăguși. 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 Păi, a avut
Un sezon bun și el la Juventus și chiar dacă e greu să te impui la Juventus, că este, sunt foarte, nu este, sunt jucători foarte buni în defensivă, dar uite că el a încă e și foarte bine. Și pe că blochează foarte bine, nu are nicio problemă. Fundaș perfect. Are ce învăța de la Juventus, că e Chiellini, Bonucci și poate să iei pe ei drept de exemplu, că sunt niște jucători foarte solizi și foarte gol. Denis Mann. Rupe și Denis Mann. Mamă. Uite la Uite și la FCSB. Eu la FCSB rupeam, nu trebuia. Mamă, i-au umilit pe toți. Trecut. Era fain dacă venea și gol. O masca. Wow. Trece frumos, trecere frumoasă. Da. Asta, da. Bellissima. Ce gol. La colțul scurt. Ce că-l dau. Bă, și chiar și Cicălău are un sezon foarte bun. Frumos. Mamă, a prins un pic de efect. Ce să mai scos torpila aia? Aia era torpila, scoate de unde nu. Are niște execuții foarte bune. Bun. Ce se mai face acolo? N-are ce să mai fac portarul. Eu nu treabă, avem și portari. Wow. Pare scoate bine. Dar el și la România era un jucător foarte bun. Bine, Radule! Așa ne trebuie un portar la FCSB. Mă pare na Radu sau Niță. Ce să mai zic? Ce a scos? Mamă! Bine. Era de bala. Dar e Solaro, mai rupere și jucătorul ăsta. Gol. Ce mai faci, bă? Gol. Bă, îmi place șutul lui foarte mult. Wow, ce trece. Foarte bună.
Bărbuță. Bărbuță. Bă, Tudor are și meci cu România, mi se pare că a marcat el, nu? Da, mi se pare. Am 21 el. Wow. Are experiență. Da. Știi cum trebuie să aibă jocul ăla de picior și să țină mingea la el sau să caseze. Asta a fost totul. Dați un subscribe, un like, un share. Să vadă și prietenii voștri. Și apăsați pe cruțul pe el. Și dacă nu vă place, nu dați nimic. Asta e. Și să vă las linkul în descriere. Bye bye, pe data viitoare. Am fost.